Cu ce cazuri v-ați mai confruntat dumneavoastră, doamna profesor, în ultima perioadă? Eu lucrând în mediul privat, Da. sunt cu ochiul atent la situațiile care au fost, au existat de boli cronice și boli grave care afectează și aparatul respirator și care necesită spitalizarea sau control în spital. Da. Mucoviscidoza, care e cea mai frecventă boală genetică la caucazieni și încă nu sunt toate cazurile depistate. Haideți să le Aici, explicăm și urmăritorilor noștri da. ce reprezintă această afecțiune. Mucoviscidoza este o boală genetică care se transmite autosomal recesiv, adică e nevoie ca ambii părinți să fie purtători ai Da. genei deficiente, încât să existe riscul pentru fiecare sarcină de a apărea un copil bolnav. Pentru fiecare sarcină, riscul, dar pot exista și copii sănătoși. De aceea, cine are un copil cu mucoviscidoză trebuie să-i controleze pe ceilalți. Asta se face printr-un program național care e bine pus la punct. Dar fiindcă e cea mai frecventă, pe ea am citat-o prima. Dar sunt foarte multe situații de copii care au displazii dintre acestea broncopulmonară cu altă origine, de pildă prematuritatea, care e cu incidență mare, are risc mai mare pentru dezvoltarea acestor boli respiratorii și atunci ei trebuie supravegheați, copiii. Există situații în care copiii au anumite boli metabolice, cum spuneați. Da. Boli metabolice care implică riscul de infecții și atunci trebuie supravegheați. Sunt aceste deficite imune. Da. Deficitele imune sunt boli complexe și înseamnă un deficit al imunității nespecifice, dar și a celei umorale cu anticorpi. Și cea mai frecventă dintre ele este scăderea nivelului de imunoglobulina A. Imunoglobulina A sunt anticorpii care apar pe mucoase respiratorie, digestivă, urinară. Și dacă este un deficit de imunoglobulina A, apărarea antiinfecțioasă este mult mai deficientă. Copiii ăștia nu se pot trata. Ei trebuie supravegheați pentru că fac boli mai grave. Da. Nu există substituții de imunoglobulina A, pentru că dacă au celelalte imunoglobuline scăzute, pot face gamaglobulină. Da. Imunoglobulina A nu, pentru că nu se poate trata, chiar și transfuziile și injecțiile gamma-globulină dau efecte adverse. Eu spun asta, știți de ce? Vă rog. Pentru că circulă și chiar în mediul nostru medical această indicație. Sunt gamma-globuline intramusculare, se găsesc, hai cumpără tu o gamma-globulină și fă-i copilului. Atenție! Deci această substituție este necesară doar acolo unde există deficit de imunoglobulină. Nu uneia care are imunoglobuline normale să-i dai asta pentru că nu are niciun rost. Trebuie să nu inhibi sistemul lui de apărare care trebuie să funcționeze fiziologic. Bun. De aceea, doamna profesor doctor, este important să le facem și copiilor câte un set de analize odată la o perioadă de timp, la jumătate de an, un an, chiar dacă nu dau semne de ceva anume. E bine să facem asta? E prea mult? Că pentru noi Eu sunt adulții se spune aici. că trebuie să facem măcar un control pe an pentru a verifica Aici statistici. este, adică avem de-a face cu familie, familia este responsabilă. Exact. Avem de-a face cu familii care sunt extrem de riguroase, Da. care se sfătuiesc cu un medic, chiar cu doi, și văd când și ce anume trebuie să facă. Nu te duci Da. și spui, știți, era o expresie, faceți-mi toate analizele. Cum adică toate analizele? Nu ne ajunge Nu tot sângele. întâmplător am adresat Deci, aceste da. întrebări, Deci să știți. faceți-mi toate. Această explorare trebuie Da. făcută la sfatul unui medic care Corect. te cunoaște, care știe particularitățile copilului, particularitățile familiei. Deci trebuie făcută cu adresă, să spunem așa. Acum, de câte ori o faci? Eu am pacienți, chiar ieri m-am confruntat cu o mamă care a venit. Păi a fost copilul meu cu mama, cu bunica și i-ați dat să facă o parte din analize și le repete. Nu le-ați dat pe toate, nu mi-ați dat și panelul. Păi nu vi l-am dat că l-aveți făcut acum 3 luni. Și costă destul de mult și nu se schimbă situația în 3 luni, chiar cu regim. Era vorba de o alergie alimentară. Dar Bun. totuși, doamna doctor, eu aș vrea să-i mai fac. Deci, trebuie să găsești argumentele ca să nu fie un exces de investigare, dar Da. ele să fie făcute pentru că nu poți să nu repeți, să nu controlezi ce se întâmplă cu un anumit nivel de vitamine, ce se întâmplă cu un anumit nivel de substrat imunologic, ce se întâmplă cu niște probe hepatice, renale. Sunt lucruri care trebuie verificate. Dar la sfatul medicului, Da. la un laborator care este de încredere și depinde și ce analize. De exemplu, sunt copii care au făcut accidente trombotice după infecția COVID.
Ăștia trebuie controlat pentru statusul procoagulant. Și copiii au efectele. E același mecanism patogenic, da, există tromboze. Mă gândeam că numai la adulți aceste tromboze. S-a spus că la copil situația e mai ușoară, mai roz, benignă, dar sunt copii care au și ei forme grave și să nu uităm de sindromul inflamator multisistemic. Acum că a crescut din nou, n-am mai spus asta și nici nu vreau să... Nu aș vrea să încheiem așa sau să rămânem... Nu, încheiem. Deci, da, există o creștere a numărului de infecții cu SARS-CoV-2. Acum, în ultima perioadă, sunt am sunt semnalate auzit. De specialiști, trebuie să fim prudenți și să vedem ce e de făcut, să am ne auzit. Verificăm când e cazul. Dar presupun că nu mai au aceleași da, se spune forme că patogenitatea, sunt alte tulpini, patogenitatea e alta, dar oricând poate să se ivească ceva nou. Și mai este ceva, mai este o... Deci, au apărut multe antivirale care acum sunt posibil de aplicat, populația cu risc le primește, dar astea sunt apanajul specialistului. Nu vreau să intru foarte mult în asta, pentru că lumea e deja foarte sensibilă și speriată. Dacă pui o mască undeva, lumea imediat e în stare să te ia... Am observat da. Că acum dacă ești pe stradă cu o mască, toată lumea se uită așa la tine... Ceva de genul, iar a venit COVID-ul. Da, dar se pare că a venit. Am văzut în avion când veneam din vacanță. Da. Așa am văzut că deja începe lumea poartă masca. O anumită precauție. Deci să fim precauți, asta e sfatul. Să fim precauți și am vorbit de tot ce înseamnă prevenție. Am vorbit despre aceste infecții virale. Trebuie să menționăm că aceste viroze... Par ele ușoare la început, însă netratate din primă fază de către adulți, de către copii și așa mai departe, duc către aceste infecții bacteriene. Care, ce efecte au asupra noastră și cum trebuie să modificăm schema de tratament? Ajungem la antibiotice. Da, dacă o infecție virală, cu semnele ei, că vine din colectivitate, că mai sunt bolnavi și alții, da. Că sunt și argumente de ordin microbiologic, care dacă faci analize, vezi dacă da. E bacteriană sau virală. Da. Deci se tratează simptomatic sau unele viroze au chiar tratament etiologic. Da. Mă rog, unele au și unele necesită, altele nu, altele un tratament nespecific. În momentul în care apare o inflamație pe mucoasă respiratorie sau digestivă, o infecție virală, se spune, deschide calea de risc pentru o infecție bacteriană. Exact. Se suprainfectează și atunci apare reapariția febrei, agravarea stării generale, transformarea unui simptom obișnuit, tusea. Mamele se pricep cel mai bine la tuse. Oricât aș spune eu, dar ea știe. Mie când o mamă îmi spune, a tușit 3 zile sec, după aia a început plin. După aia parcă i-a trecut și a reînceput să tușească plin, mama aceea mi-a făcut exact o descriere precum un medic rezident. Exact. Gata, eu știu că este risc de suprainfecție. Da. Și atunci caut argumente și trebuie să intervin cu tratament. Aici e foarte important întrebarea dumneavoastră, pentru că știți, anumite idei prind foarte bine la public. De exemplu, nu dați antibiotic, a prins. Lumea acum când dai antibiotic, se uită la tine, ai nebunit să-mi dai antibiotic. Deci trebuie să fie receptive atunci când medicul recomandă, știe el de ce și e bine să colaborăm, pentru că altfel pierdem un tren, pierdem da. O șansă de a evolua bine.